eu am auzit și m-a deranjat de extraordinar de mult părinți de copii crencioși care a zis lasă că e mic, lasă că e abia adolescent, lasă ce, nu, lasă, nu e acum, nu i băga în cap acum lucrurile astea, lasă să bucure de viață. Adică el, cu alte cuvinte, spune un om care pretinde că a înțeles sfințenia lui Dumnezeu și care, că e născut din nou și care are Duhul Sfânt, el spune despre copilul lui, lasă să mai tea cu o travă aia în sufletul lui, lasă să mai bucure de păcat. Că ce altceva spui când Spui că pentru el e prea devreme să se pocăiască. Ce altceva îți spui? Ce trebuie să aibă în minte un om care spune așa ceva? Eu am auzit eu oameni care au spus lucrul acesta. Am fost o situație uh, când o fetiță chiar a experimentat, din punctul meu de vedere foarte clar, lucrarea nașterii din nou, a fost evident, uh, dar nu avea vârsta stabilită în adunare. Știți care o stabilește adunarea? Este o discuție și pe marginea lucrul acesta nu zic că ne apucăm de botezat simplu de 4 ani sau 5 ani acum, dar argumentul oamenilor nu a fost, domnul prea tânără și nu înțelege Evanghelia. Nu ăsta a fost argumentul, pentru că pentru toți a fost evident că a înțeles Evanghelia și că s-a pocăit și că s-a întors la Dumnezeu. Argumentul a fost că cineva, gen, își ratează tinerețea, își pierde, are anii ăștia de adolescență, cum se dea ani ăștia pentru pocăință și lucruri religioase, cum poate spune cineva din adunare așa ceva. Adică viața trăită fără Dumnezeu în tinerețe. Este mai bună decât viața trăită cu Dumnezeu în tinerețe? Adică, la avea pe Dumnezeu în tinerețe e mai rău decât uh, a nu-l avea? Deci, este la, la propria aberranță. este la propria aberantă,